Salutare, salutare! Am venit și eu puțin în plimbare până aici pe dig. N-am mai fost de mult. Am venit pe la țară cu mama și am zis am terminat treburile pe acolo, pe la bunica și am zis că să mai ies și eu la o plimbare. Ia uitați cât e de frumos! Oază de liniște! Când eram copil, veneam pe aici, pe dic cu vacile, uite, au aruncat ruletă. Veneam cu vacile, pășteam pe aici văcuțele, de la 7 până pe la vreo 12. Pa, veneam, mâncam, stăteam, veneam, ne întâlneam fete, băieți. În vacanța de vară, veneam și iarna, în vacanța de iarnă. Veneam. Înainte erau pe aici plini pământurile astea de porumb, de... Au și părinții mei, prin părțile alea, prin colo au pământ, da? L-au dat în arendă la un om aici care are tractoare, adică ia-l-o o mătușă, ia-l-o soră de-a lui taică meu. O rămas de pe... Ce boală e aia? A, e o bucată de revist. Pe aici când eram copil, am găsit niște monede de colecție, adică de colecție de 100 de lei. Din aia rotunde de 100 de lei. De pe 1995-96. Am cutreierat pe aici în lung și în lat. Zona asta. Aici ai dig de protecții, când vine siretul, în partea aia pe unde sunt răchițele alea e siretul. Și de asta au pus digul ăsta. N-a mai fost de 2-3 luni. Poate am să... Dar de acum, dacă n-am venit toată vara, tot am fost puturoși și eu și Pavel. N-am mai luat trepiedul cu mine sau mai car. Uite, buruiana asta nici nu era aici, a crescut în mijlocul digului. Astea sunt firii din aia de înaltă tensiune. Mi-ar pe aici pe plăcile astea. Uite, m-am făcut numai scaieți din aia. Cum am mers, de ciulin din aia, sau cum se cheamă. Uite ce... Fain, nu? Mi-ar plăcea la țară. Se vede că e crescut de vreo câțiva ani, auta. Se prostii din astea, nu știu cum se cheamă astea, nu-s de mâncat. Am uitat cum se cheamă chestiile astea. Înainte știam toate buruienile. Acum le-am mai uitat. Am adus eu în plimbare. M-am plictisit acasă și am luat-o și eu. Ia să coborăm pe... sau să mergem pe aici. Azi că mai încolo cobor și mă duc în partea înaltă. Pe pajiștea aia. Aici știți ce ar fi bun? Un detector de metale. Probabil cât s-au trecut pe aici, cât s-au fost oameni, au muncit pe la câmp. O, da. Însă mă interesez eu odată când o să-mi iau un detector șmecher. Acum, nu știu, nu promit. Eu sunt pasionat de detecții de metale, de, în ghilimele, comori. Sunt pasionat și o să-l înregistrez. Poate o să vin pe aici să fac o detecție, să vedem, găsim ceva. Mai țineți minte, în acum vreo 2-3 luni, să vă uitați în vlogul meu, când am găsit o bicicletă prin boscheță așa. O fi aruncat-o cineva, era... Dar am demontat-o. I-a mai dat lui unchiul meu piese de pe ea, care și el o bicicletă. Că zic, băi, asta e bună, asta e bună, n-are rost să... Le duci la reciclat. Ia să cobor eu pe aici,
Mă doare. Bă, și înainte mergeam, ce e aici? O farfurie a fost. Uite. Made in China. Piticu. Vedeți? Era să vreau să nu-mi pierd telefonul. Dar telefonul e în mâna mea. Da, păi am pățit eu o boacăne. De-am pierdut... acum, în asta primăvară, am pierdut un telefon Huawei P40. Nu știu, mi-a căzut din buzunar. Nu știu ce am făcut, cum l-am învârtit. Și l-am pierdut. Când eram la vlog. Eu, de exemplu, țin un telefon care vorbesc, cum e ăsta acum... Asta e de vorbit, adică îl folosesc în convorbire, îl mai țin și la filmări, dar cam slab. N-al folosesc pe ăsta la filmări. Pentru că dacă pierzi un telefonul cu o cartelă în el, după aia trebuie să te duci să iei cartelă, iar du-te umblă pe acolo, iar... Așa, ai pierdut telefonul care filmezi, asta este, l-ai pierdut. Nu știu ce am făcut, că am vrut să, doar aveam poșetuță din aia la bicicletă, în niște dâmburi din astea, de asta se mișcă telefonul. Băi, rău că aruncă oamenii numai mizerii pe aici, uite, din aia de la Pampers, pe aici trece apa, înainte trece apa, era curat. Curat, iau ce e aici, mama mea, băi frate, bă, dar o să cad de tot, nu mai trece apa pe aici, iau ce e aici, bă, din asta de căricior, de, mama mea ce e aici, ia, oare stă cineva pe aici, bă, ce gunoaie pe aici, bă, frate, pe aici te duci în lung, uite aici e un portofel. Măcar e plin de bani. Are 1000 de euro, 4000 de euro. Păi pun mâna și pe toate prostiile. Puh, parcă-s nea bun. Pe aici te duci în lung. Bă, dar pe aici trecea, uite. O aruncat oamenii de aici, da. Pe aici ajungi pe în lung. Eu ce-o făcut. O agățat... A, uite, asta e de pescuit. A fost de la o undiță de pescuit, vedeți? Uite, o îngățat cu pantaloni în asta. Și pe aici te duci încolo, în luncă, și am presa că te duci pe sirietul mare, prin partea la ajungi. Dar bine că știu că este locul ăsta pe aici și vin cu Pavel și explorăm locul. O luăm dintr-un capăt. Mama la mea, dar ce mizerii pe aici mâncați așa. O aruncat chestiile astea, le-o furat, le-o aruncat, nu pot să-mi dau seama. Dar uite ce mizerii aici. Vai de capul și de zile. Mai vreți ca România... Să fie curată, să fie... De asta am fundă apele și ea... Fiecare acum e educație. Hai că filmez vreo 10 minute. Să vedem, mă. O mai fi apă pe aici? De fapt, nu mai e. Ai văzut că o seca, că o seca și pârâul. Pârâul. Aici e o găleată, văd. Sau ce naiba o fi acolo. Bă, dar mă uit că din cinci mai multe mizerii aruncate pe aici. Asta e de pe la vreo mașină ceva. Da, uite că era din aia de box. Și asta e o găleată, dar e spart. Băi, băieți. De aici trăgea apă și ducea încolo. Văd o țeavă și...
Uite că pe aici e apă, vezi? Dar o săcat mult apa. Uite, pe aici mai e apă. Înseamnă că în zona aia o săcat și izvorăște vreun izvor, ceva. Am venit și eu în plimbare. Și așa n-am ce să fac. Poate vin porci, mi stres pe aici. În ea la hâț, adică mă ia că singur. Uitați, nu mai e nimeni cu mine. Ca să nu spuneți că e cineva. Sunt eu solo. Ai frumoasă zona, n-am mai fost. Pe aici erau păcuții multi, da? O secat totul. Lumea s-a înrăit. De asta, da. Na. Ce să mai facem? Asta este. Bine, hai că revin din nou. Pe poziții. Am găsit o pătecă să trec prin partea stalantă. Sper să nu fie moale pe aici și ud. Văd stuful ăsta pe aici. Au. Păi uite bă că nu te scufunzi. Bun că-i stuful ăsta pe aici. Să iau și eu așa. Pac. Pac prângă stuf. Vedeam și noi. Unde duce poteca asta? Te mai pus cineva pe aici? Cred că duc pescari. Aici în partea asta întâi. E siretul mare. Opa! Pe aici nu v-am dus, n-ați explorat. Uite mișto-i. Păi, și aici e siretul mare, dar sunt niște oi aici. Păi, dar ce mișto-i, ia să mă duc până la apă să văd. M-am făcut tot discaiezi în ăștia. Ia uite, mănâncă oițele aici. Au, m-am împedecat. Ce faceți, bă, aici? Poate-i vreun câine pe aici și mă mănânc. Bă, dar ce mișto e. Stați la umbră, băi? Ha? Ce-i acolo, băi? Vreau să mă duc până la... O, dar ce mare e aici, bă. Apa, ce mare să. Am fost cu Pavel pe partea alantă. A, de asta au trecut păteca aia. Ii, dar ce, stați, băi. Eu, uite, bă. Ce faceți aici, băi, ha? Papați? Lasă să mă duc până încolo, să mă uit. Să văd cât e... Bă, dar ce frumos e. Lasă-mă că nu vă fac nimic. Să nu fii om, să mă cert. Acum, astea mănânc singure aici? Bă, dar ce fain. Ăsta e siretul mare. Da, e un cățel aici. Ce-i acolo, băi? Ce-i acolo? Bă, de ce? Și aici e pentru pescuit. N-am mai fost de mult. Ce-i acolo, băi? Ia uitați, ăsta-i siretul mare. Dar după cum știți, am fost undeva pe prin partea alantă și v-am arătat. Ăsta e siretul mare, ia uitați cât e de larg siretul. Mama mea, uite. Cât se duce. A, s-a auzat o barcă, o văd încolo, voi nu o vedeți cu... Voi nu o vedeți cu telefonul. Uite cât e de mare siretul. N-am mai fost de mult aici, mai treceam cu băieți înainte, veneam. Foarte fain. Uite, aici e apa adâncă și mare. Aici așa, Doamne ferește, dacă ai căzut în apă, popa te mai scoate la mare. Dacă nu știi bine să înnoți. Ia să o întind și eu încolo.
Mi-am luat și un tricou mai rău pe mine. L-am făcut din tricou, l-am făcut mai eu. Ați văzut, l-am decupat. Ăsta e așa mai de muncă, mai... Tați, băi, din gură, băi. Da. Ia uitați oițele. Capri, oiță. Ui. Nu mă pricep. Ia ce papa aici. Ce faceți voi aici, băi? Uite, aia are numai un corn. Sărac. Sau ăsta-i țapă, sau e oaie. Nu e oaie, că are țâță. Ce-i acolo, băi? Papați? Ce-i acolo? Ia uite, băi. Papă. Da, bă, că nu vă fac nic. Ce vă speriați? Cred că au fost cea mai tare așa drumeții din toate timpurile. Ia uite, și aici câteva mititele au fugit. Dați mai la umbră, băi. Nu vă fac nimic, ce vă speriați? Știu că nu mă cunoașteți. Dar cum ne-ați lăsat singuri aici? Probabil poate o fi cineva pe aici, poate vine mai târziu, cine știe. O iau înapoi topicărare. Am vrut să o iau în partea aia înaltă, dar e o lungă deasă pe acolo. N-am mai fost de mult, nu prea mai știu traseul, s-o mai schimbat. Înainte, când eram copil, mă băgam prin toate cotloane. Acum, știți cum e. S-o cam schimbat. Multi. Și de asta. Ce frumos. Ce frumuseții pe aici. Sper să vă placă vlogul de astăzi care am făcut la țară. Dați acolo un like. Dacă nu vă place, dați un dislike. Dați o abonare. Haideți să ne strângem, fraților, până la sfârșitul anului 1000 de abonați. Dacă vreți voi, eu vă fac content cam tot timpul. Încă ați văzut că și la servici m-am apucat să mai fac content. Da. Încolo n-are rost să mai mă duc. Mă întorc înapoi că deja e ceasul 2:30, 3 fără ceva, cam așa. La vreo 4 voi pleca și eu acasă. Cât de frumos a fost. Vreau să văd Siretul Mare, că știu că era în partea alantă. Eu v-am mai arătat data trecută când am fost, dar am fost pe malul celălalt, pe malul Bacăului, cum s-a spune. Dar de aici, de la țară, nu v-am arătat. Haideți că poate mă duc un pic și în partea aia, unde era cărarea aia. Să văd unde duce cărarea aia, că văd că nu e distanță mare. Da? Ca să nu vă țin până acolo, că n-are rost. Să vă țin până acolo cu filmarea. Dimineața am scos cartofii cu unchiul meu. Și... Na, dacă o da căldura la prânz, n-o mai scos cartofii. Hai că revin cu filmarea din partea alaltă. Am găsit poteca, am trecut. Mă duc acum din partea asta. Am luat ăsta cu mine să-l am în caz de apare un porc mistres ceva. Să nu mă rătăcesc. Așa, au pus semne pe aici. Am băgat semne, bidoanele astea semne. Mă duc și eu încolo să văd ce... Asta a fost ori de la undiță, ori de la umbrelă, dar cred că mai sigur că a fost de la umbrelă. Au, ce e cea? O, da foc aici, o ars, vezi? Lasă-vă și eu ce e pe aici. Dacă tot explorez pe aici.
Nu mă duc departe. Uite. Acolo cum se vede apa. Dar cred că aici tot acolo duce, tot la Sirietul Mare duce. Era o butucă acolo. Acum am luat-o pe cărăruța asta, mai mică. Nu mă rătăcesc. Așa. Vedem și noi unde duce. N-am mai fost de mult pe aici, pe lungă. Problema e că sunt cam țânțari, cam în țapă. Așa. Ii, dar ce nașpa e drumul ăsta. Pe aici. Pe drumul ăsta mare. Apoi cred că pe aici aduci adânc încolo. Și cât îți imaginezi că înainte pe aici curgea apa, mergea apa și pe aici, vedeți șanțul ăsta e făcut de apă. Dar păi cred că ăsta duce încolo. Nici nu mai mă duc departe. N-are rost, mă întorc înapoi. Eu ce? Junglă. Jungla amazonial din Tamaș. Uite, vezi, au pus semne, ca să știi pe unde se întoarcă. Dacă o luați pe o potecă, niciodată să nu vă duceți, dacă nu cunoașteți bine zona, nici în stânga, nici în dreapta. Mamă, dar ce... ce-i pe aici, bă? Aici am fost și cu unchiul meu, dacă nu mă înșel. Aduce de parte tare. Doar s-o văzut din partea aia, atât din partea stângă. Toată copecăraia asta, toată salcea asta. Aici ar trebui să duc încolo, în, să dea în Sirietul Mare, da. Merg maxim vreo 10 minute. Înapoi nu mai filmez când mă întorc. N-are rost. Uite ce m-am speriat de prostie aia. De bidonul ăla de acolo. Vezi? Da, pe aici e o cărare, da? Nu mai mă duc, văd că duce și încolo. Duce și încolo, nu mai mă duc. Poate nu că mă rătăcesc. Dar poate umblu ori bunii ca să caut înapoi. Oricum știu drumul spre casă că e înapoi. La un moment dat o iau de-a dreptul și tot nimeresc. Nu-i fi așa prost. Deci era pe unii, era bidonul ăla alb. A, să mai merg, dacă am zis că merg până în 10 minute, de aici mă întoarce înapoi. Iau, s-aude și omul ăla cu oile. Deci nu e mare distanță. Ca să spui că băi, care nu e mare distanță, ca să spui că băi, eu m-am rătăcit sau am semnal la telefon, aici am și internet chiar. Băi, dar cât e de mare, bă, jungla asta? Lunca, așa se cheamă asta, e Lunca Sirietului. Uf.
Am pe aici duci și adânc, bă. Duci, uite și încolo este un bidon. Cine știe unde duce aici. Aici ajungi la Mama Naibii. Deja am mers 6-7 minute, m-am adâncit aici. Ia uite, am pus bidon, e bine, e bună ideea. Am pus câte un bidon ca să mențină cărarea, uite și acolo. Tot la fel e un bidon. Apa e în partea aia. Totuși, cine ai bai acolo? Suspensura vreo un? Oameni ferești. Uite, vezi, e o haină acolo. Mai mă bagă și-n spărieți, că singur. O băga haină acolo, în copac. Dacă o fi pus-o că era cald și poate când se întoarce înapoi oia. Apoi dacă te rătrece singur pe aici, îți cântă cucu. A, cred că mă întorc înapoi, că am vreo 7 minute și cine știe unde duce jungla asta. Noroc de bidoanele alea pusă pe margine. A, nu mă rătăcesc, de ăla încolo, că nu-i fi chiar așa prost să mă rătăcesc. Dar uite-i pe aici. Închime dacă și eu am copilării pe aici, m-am jucat, da? Mamă, ce-i pe aici? Bă, v-am promis că merg 10 minute, am 8 minute. Mai merg 2 minute, mă întorc înapoi. Că nu știu unde duce, o ce salci, salci de asta, ce, cum se cheamă asta. Am mers, ca nebun am mers. Unde duce, bă, frate? Ăsta. Lunca asta, unde duce? Bă, că mergi pe aici... Și, du-te, bă, al băzui. Mă băzi acum. Ia să vedem. Să vedem niște copaci din ăștia de... rachetă. Da, păi, ce să mai mă întorc înapoi, că mai mă întorc pe acolo înapoi, că ies pe aici și fac pe undeva dreapta și acum să nu fie apă pe unde mă duc eu. Înțelegi? Să-mi bat picioare dacă cât am mers pe aici, ia să o iau pe aici. Iau ce pe aici. Bă, dar ce stuf mare pe aici. Deja s-au făcut 10 minute. Mamă, ce stuf e pe aici. Dar trebuie să o iau undeva în partea aia. În partea aia trebuie să o iau. Opa, aici e o de asta adâncitură. Cobor ușor. Nu fie apă pe aici, nu. De unde m-am băgat? Eu te știu. Poate mă rătăcesc pe aici. Îmi bat picioare. Astea să urzic. Să am grijă să nu mă urzic.
Hai că mai merg și eu pe aici. În boscheță ăștia, mă. Să văd și eu unde dau. E că mi-am pierdut parul. Dar e bun că am găsit parul ăsta. De la umbrelă, de la ce a fost. Uite, bă, că am dat la liman. Dacă o iau pe aici, hai că mai merg o leacă și ajung exact acolo. Ajung în partea asta. Ce numără ce e. Dacă te iei. Am mers de vreo 10 minute și tot mai duci încolo. Înapoi nu mai mă întorc. Mă duc pe aici, o iau pe partea de est. Mai e aici tot așa o chestie de asta. Ui, dar ce e aici? N-am mai trecut nimeni pe aici? Auci. Ia uite ce copăcare ai pe aici, stai chiar am să-l rup. Hop, scuzați. Ce să fac uneva. Hai, mai mă bâzi atâta. Mă împiedic pe aici de toate prostiile astea. Ia să... Nu fie în stupul ăsta mare, vreo gaură din aia să... Pe aici, la un moment dat, ar trebui să fie o tipotecă pe aici. Și să ajung pe malul cealalt, dar ar trebui să vadă digul. Deja dealurile se văd. E rătăcit, n-am cum să mă rătăcesc. Lai, mi-aduc și o aminte de copilării. Opa, că deja am dat la un drum. Am dat de un drum. Și știu și exact unde am ajuns. Unde am găsit eu bicicleta, dacă nu mă înșel. Numai că era pe partea lande, vedeți? Băi, dar tu mă, vă dați seama tu mă, de unii am ieșit eu? A, bă, cum să mă rătăcesc dacă am copilării pe aici? Nu știu totul ca în palmă, de ce să mă laud? Că știu totul ca în palmă, eh? Nu știu totul ca în palmă. Te vezi? Ia să vedem ce e acolo, marginea de televizor. De aici o iau pe drumulețul ăsta încolo, trebuie să ajung în partea asta. Ha? Sau nu e un geamantan? Ba nu, un televizor. Uite. Pe aici curgea apă înainte, era pârâu. Nu mai... Aici e un televizor. Televizorul ăsta? Da. L-o spart. Nu dezmembrat, l-o lăsat aici. Uite și pe aici. Uite să mă duc încolo, uite popușoiul, popușoaile și o iau pe aici, pe margine. Am lighioaie pe aici, uite, mi-a intrat. Da, am nimerit până la urmă, am luat o picărare aia, paca, 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 ați văzut? Nu m-am rătăcit. Oricum, nu că intrasem în panică, astfel nu mai mă întorc înapoi, picărari. Bă, duc tot înainte să văd unde duci, că undeva trebuie să duc. N-ai cum să te rătăcești. Acum depinde de zonă. N-am mai fost de ani buni pe aici, în zonă. N-am mai fost. Și încă, uite, popușoi, se vede în partea alaltă, deci îți fie drumul bun, da? Vreau să traversez jolască. O iau pe aici așa.
traversez prin stuful ăsta. Că e pe aici, prin zonă, găsesem eu într-o margină bicicleta. Dacă vă aduceți aminte, nu era pe marginea asta. Ia că că... Hai că... Închid, cum mă sună, mă. Auci, stuf mare, am găsit niște din aia de smeură din aia, să cum se cheamă. Da, nu, fut așa o cărare pe aici, bă, frate. Mama mea, ce. Schinăraie de asta mare, nu mai muncit nimeni pe aici să facă. Parcă-s Bear Grylls când umblă prin la tehnice esențiale de supraviețuire. O luăm cu spatele. Dar nu pot să înaintez pe aici. Îmi ba picioar. E, mă duc înapoi pe cărarea aia. Nu mai mă chinui eu. Ia uite aici. Vine că n-am nimic ca pe buzunar. Adu-te boale. Între aici am dat de chestii din asta. Știți ce bune? Mă, nici o potecă pe aici să trec în partea aia. Mă enervează. Trebuie să trec în partea aia. Sunt niște boschetarii mari. Stufălău din ala de numa. Măcar care mă vede cu bățul ăsta, o să zic că am fost la pești. pare chestii din astea de undiță de pești. De fapt, mi-am dat seama că e un băț din ăla de umbrelă. A fost, s-a rupt, o lua numai capul ăla de la umbrelă și adică o ia pe partea noastră, să ies la popușoic. Pe aici e stuf din ăsta mare și nu pot, că era o cărare pe aici. Trebuie să fie. Mai iau un drum în partea asta. Prin partea asta am dat înapoi și n-am chef să mai trec chiar prin bălăriile astea. Pe aici trecea pârâul, trecea și pe aici tot în lungă te duci. Uite, pe aici trebuie să fie o cărare. Am vrut să mai mă duc încolo să vă mai arăt, dar la un stuf mare de trecea e greu prin el. Înainte munceau oamenii pe aici, frate, curățau, murit, o plecat, o rămas bătrânetul săracul, tineretul nu mai face, ia, uite, păpușoi a oamenilor. S-au făcut niște bălării pe aici, m-am chinuit degeaba. Treceam prin stuful ăla. Unii mergeam prin stuful ăla. Ca nebun. Da. Aici vine inflarea soarelui. Are mătușa mea teren. O dată în arendă. Aici dacă o iau pe
Miriștea asta, ajung la șosea. Pe partea asta, pe Miriști încolo. A, nu vreau să mă duc pe... pe Miriști. Cine mă sună? Hai că mai mă sună cineva. Gata cu filmarea.